Un proiect ce se derulează la Liceul Teoretic Ion Codru Drăgușanu din Victoria. Un proiect de vacanță intitulat Școala de Vară. La ce lucrați aici? Ce desena, ce pictați? Florile. Florile la un copac. Dar de ce pictați pereții acestei sălți? Pentru a anima școala. Adică aspectul școlii era urât. Pentru a veni cu copiii cu drag la școală. Din acum nu vin cu drag? Sau ba da. Veneau? Ba da? Cu mai mare drag. Și de cât timp lucrați la copacul de pe peretele acesta? De mult? Da. Îl terminați astăzi? Nu. Pe acesta. Pe acesta îl terminați. Și ce urmează? Ce mai faceți? Mai urmează copac. Da, pe peretele de lângă. În ce clasă sunteți voi? La 7. Clasa 7. Andrei, ce vrei tu să fii acolo? Păi, am vrea să uităm acolo un cireș și un fărit. Un cireș și un fărit. Să punem niște băncuțe, să fie un loc de relaxare, să fie un loc de relaxare pe om. Adică, ar fi. Și tu ce vei picta acolo pe peretele acela? Băncuțele sau florile? Băncuțele vor fi puse. Deci și florile la cireș. Poftim? Tu în ce clasă ești? Într-o a cincea. A cincea. Deci îți place la școala de vară, da, de aici? Chiar fain. E frumos. Chiar fain, mă rog. E chiar frumos. Chiar fain. Când a început acest proiect, domnul director? Deci la începutul lunii iulie a început, va dura 2 săptămâni și sperăm că în 2 săptămâni să finalizăm tot ceea ce ne-am propus. Cine a venit cu ideea motivelor naționale și... Ideea motivelor naționale a venit profesoara care a făcut proiectul pe anul ăsta școlar, profesoara de matematică, Ana Gărbicea. Da? Iar proiectul a început anul trecut, doamna profesoară Deji, Laura Deji. Da. Și va continua și în anii va viitor? Va continua și în anii următori, mai cu seama că aveți sprijinul Consiliului Local, pentru că, vedeți, ne trebuie și bază materială ca să cumpărăm... Bopselele și... Da, să cumpărăm ceea ce... materialele care le folosim. Deci a finanțat proiectul Consiliului Local. Da, a finanțat Victoria. Consiliul Local, da. Victoria. Da. Și veți termina până pe 15 dacă iulie? Dacă nu terminăm, o să finalizăm până începe școala, până începe anul școlar următor. Și doar acest etaj va fi Da, absolut. Pictat. Sala mare, cum se numește Sala Mare. Foarte frumos. Succes! Da. Mulțumesc!